Deci acum așa ajungem în septembrie. Deci am înțeles în prima, în a doua parte, cam aveți o imagine cam care era realitatea. O realitate destul de dramatică în România în 89, în vara anului 89. Constatată și de cei tovarășii de luptă a lui Ceaușescu. După ce s-a terminat, a avut loc o întâlnire între ministrii de interne, servicii secrete din Franța, Germania și rușii și americani. Se pare au avut și la Paris loc, după aia la Berlin, la Bonn, nu știu, precis, nu mai rețin. Și la care au participat și unguri. Rușii aveau planul lor, planul Tenșna, care s-a și aplicat în proporție de 99%, aproape, sau 90%, planul Tenșna în România. Ungurii raliau la planul rușilor, ca și francezii. Americanii aveau un alt plan. Și ăștia îl găsiți, planul american, care a fost și el acceptat de ruși, francezi, de specialiștii acestor forțe care au acționat în România. Americanii mergeau pe linia baptistă. Informația o găsiți în cartea fostului secretar de stat, departamentul de stat specializat pentru Europa de Est, Talbot. Însuși Iliescu îl citează la un moment dat într-o discuție. Pe el a fost cel care ar fi participat la tratative cu această ocazie. Și deci americanii au propus și spuneau, domnule, penetrăm așa, așa declanșăm în comunitățile noastre baptiste, nu alte, nu penticostal, nu alte baptiste. Ei erau pe baptiste, sigur, americanii. Foarte important amănunt ăsta. Pentru că veți vedea mai încolo de ce. Și planul se face. Se construiește în timp. Cred că în octombrie a fost cam gata. Plan. Iar România a început cam în noiembrie să se aplici din filiera americană, prima fază. Eu las la o parte pe agenții rușilor care acționau un așa zis dizident al lor, cu scrisoarea celor șase și așa mai departe. Aia e o altă poveste, aia e partea agentura rușă care acționa și care a și câștigat puterea în România. Deci, care este noiembrie? Noiembrie era și un film, a fost un film făcut, noiembrie, ultimul bal. În timpul congresului se petrec niște evenimente la București, în București. Niște care nu sunt chiar atât de întâmplătoare,
se leagă, se leagă. Se leagă, se ajunge până la Timișoara. Veți vedea. În noiembrie, ies un X din celelalte filmări, eu am film cu Ioan Alexandru, cu poetul Ioan Alexandru, cu mișcarea asta, cu Ciuță, cu părtea spirituală, cu Părintele Galeriu, cu Săninoae, relații cu Biserica Baptistă la Talos, de ei vor vorbi, un intelectual de mare clasă, de altfel, Talos, care era foarte bun prieten cu Ioan Alexandru, avea relații și cu Galeriu, erau respectat. Faza aia că pocăință, nu știu ce, nu era. Oamenii erau, cel puțin Talos avea o comunitate de oameni bine instruiți. Mulți erau citrați la el în comunitate, nu erau de ăștia. Cine-i cunoaște bine, iese aduce aminte, știe că așa. Însuși Talos era un teolog de mare forță și este, că mai trăiește, am înțeles că e bolnav săracul. Un teolog de mare clasă, teolog. Unii din puținii, eu nu știu, făcut aprecierea mea, după Stăniloae, ca români, în perioada noastră care l-am avut, Talos era cam al doilea după Stăniloae. Vorbesc ca specialist, ca teolog. Da? Lasă o parte faza cu dogma cu asta, nu de aia. Noi discutăm de teolog de calibru. Și eu frecventam în acea perioadă adunarea lui. Îmi plăcea foarte mult, venea și Paul Negruș deseori, care era foarte bun de gură, Paul Negruș, fiind doctor psiholog, el lega lucrurile și avea conferințe destul de interesante și Paul Negruș și foarte incisive. Talos, de altfel, a avut probleme cu Mihai Bravu, tot așa, cu securitatea, a luat și a avut probleme, Talos, chiar a avut probleme cu securitatea. Deci, a fost unul ca și Negruș, în vizorul securității, nu era de ăsta, cum erau alții, șefii lui și alții. Și, eu nu știu acum dacă americanii au dat ordinul Talos sau așa a căzut. Întâmplea, ăștia s-a petrecut în acel noiembrie, nu e întâmplător din punctul meu de vedere. Și la un moment dat, exact în timpul congresului, Talos se pune, comunitatea lui Talos, Paul Negruș, începuseră predicile deveniseră puțin cam incisive, cam dure pentru regimul ăla. Mai ales Paul Negruș avea niște predici cam ascuțite așa, care cam băteau direct. Dacă nu mă înșel, chiar la Chișinău avusese loc o manifestație de-asta și iar se vorbea de ea. Deschis, în prezența 300 de persoane. Deci, pe vremea lui Ceaușescu, nu. La un moment dat se pune, vor să fac un protest adresat lui Ceaușescu. Pentru libertate religioasă și nu mai știu, ceva de genul ăsta. Unde până mai ieri toți spuneau, noi ne bucurăm de libertate religioasă și toate sunt asigurate și nu știu ce, într-o dată, fără nici, eu din punctul meu de vedere, n-am văzut motivul acelui protest făcut, a fost citit în adunare generală,
urmând o aprobare a tuturor, să fie emis la Ceaușescu. Însă mi-am dat seama imediat, ceea ce vorbesc cu Talos nu are nimic legătură cu grupul 2 de care, în care activam eu, Mielă și așa mai departe. Deci nu are legătură. Eu vorbesc acum doar în altă perspectivă, un cine va fi vizionat prima parte, cea lungă, cea de 3 ore, acolo vorbesc de cea o oră, două, nu știu ce, aici vreau să mă scot pe mine din asta ca să mă concentrez, să fiu cât mai obiectiv, să pun, să explic fenomenul care a avut loc, elementele de bază care să ne clarifice ce a avut loc în decembrie 89, ce a fost cu adevărat. Cine sunt eroi? Ce eroi avem noi, că avem unul, cu excepția unor minorități? Deci, ăștia au făcut și aici mă așteptam. Acum mă așteptam, gata, ăștia vor veni, securitatea să ne ia, să ne mințească. Și era și Rădoi informat și iar vorbeam în întâlnirile noastre, băi, vezi că la Baptist se mișcă ceva, să fim pe fază. E posibil să vină ăștia să aresteze și să fim acolo să dăm scânteia. Noi, grupul Rădoi. Și eram tare, eram așa, îmi să spun tot, și eram cu ochii pe Baptist, să vedem ce se întâmplă. Subit, s-a pus Batista pe șamban, la București, și nu s-a mai pus nicio discuție despre protest, despre listă, împotrivă, parcă toți îndemnau la, cum se spun, nu la sucusenie, la sucusenie nu îndemnau, la cumințenie, să nu ne băgăm, că nu-i treaba noastră, să... ciudat, această reacție, această reacția lor m-a pus pe gânduri. Am zis, băi, ce se întâmplă? Le-au pus ăștia într-o dată subit tag din gură și s-au schimbat și prelii și erau normale, nu mai erau virulente. Și atunci nu mi-am dat seama. Și noi în Rădoi spuneam, domne, ăștia nu se poate face nimic cu ei. Individual au fost și baptiști în grupul Rădoi. Deci nu... foarte mulți au fost implicați, să știți. Deci, spun că la baza mișcării au fost ortodoxi, protestanți, catolici, deci creștinii au fost implicați. Și la Timișoara, și la București, și așa. Deci, s-a făcut iarăși 14 minute. Deci, am clarificat și chestia cu noiembrie, ultimul bal. E foarte important elementul ăsta de reținut și vă rog foarte mult să îl rețineți, pentru că este important, de mă mai întâlni cu el.